Salut și bine te-am regăsit! Astăzi vorbim despre cum descărcăm aplicația Hikvision, având în vedere că guvernul american a impus restricții celor de la Hikvision. Dacă din aplicația Hikvision vi s-a anunțat că există o versiune nouă și îmbunătățită a Hikvision 4.3 și nu o mai găsiți pe magazin Play, atunci nu sunteți singurul care are această problemă. Din păcate, cei de la Hikvision au decis să nu mai mențină aplicația pe Google Play. Dar am găsit și o soluție pentru a descărca aplicația. Voi lăsa linkul pentru descărcarea aplicației Hikvision în descrierea acestui video. Și acum să descărcăm aplicația. Bun, avem nevoie de un smartphone. Perfect. Primul pas, ne conectăm la internet. Eu mă conectez pe date mobile, că nu prea merge Wi-Fi-ul astăzi. Eu am deja copiat linkul aplicației în bara de link. Găsim aplicația Hikvision 4.3. Avem versiune pentru Android și pentru iOS. Este bifată pe Android, dăm download. Bun, așteptăm. Îmi fac și eu ceva de lucru între timp. Eu am deja descărcat aplicația, așa că o să merg la fișiere. Descărcări. Și aici avem aplicația Hikvision. Dăm click pe ea. Bun, dăm click pe instalare. Sunt o persoană mai activă și de asta trebuie să-mi fac tot timpul de lucru. Gata cu joaca, așteptăm. S-a instalat și aplicația, dar în cazul în care nu puteți instala această aplicație, trebuie să bifați surse necunoscute. Cum facem acest lucru? Mergem la setările telefonului, bun, apoi la securitate și am găsit surse necunoscute. Deci bifăm sau debifăm? Da, ok. Bun. Am instalat și aplicația între timp. Se deschide aplicația. Dăm click OK. Autentificare. Aici trebuie să vă creați un cont, eu l-am deja creat. O să bifez adresa de e-mail, pe care voi introduce și parola. Eu am deja niște dispozitive legate pe aplicație. Perfect, am intrat în aplicația Hikvision și de aici vă descurcați. Dacă îți dorești să afli mai multe informații în materie de sisteme de securitate, noi te invităm să te abonezi pe canalul nostru de YouTube Atutech. Te așteptăm și pe site-ul nostru www.a2t.ro pentru mai multe produse. Pe data viitoare! Cu Hikvision-ul ăla, că nu mai merge aplicația și le zic cum să o facă. De ce nu poate? Păi că sunt restricții între guvernul american și Hikvision. O filmez aici și aici arăt pe mare cum lucrez aici pe ăsta, știi? Oia, de când m-am mai jucat cu ăsta? De la copii?